fost o pauză pentru că au fost căldurile astea și urmează să mai fie încă câteva săptămâni și foarte multe experiențe noi n-am făcut. Dar subiectul de acum ar fi sortimente sau strain-uri de ciuperci care rezistă la temperaturile acestea caniculare. Și sunt câteva sortimente care rezistă, printre altele, coamaleului rezistă eroic și crește, pentru că poate are dorința de a se multiplica, de a face urmași, în ghilimele, și rezistă și la temperaturile astea de acum, chiar dacă nu se va face acea bilă sau ca un arici, dar este consumabil, gustul este identic, chiar dacă se face ca o conopidă, cum am un video pe tema asta, dar pe lângă coamaleului sunt câteva sortimente care, hai să nu le spunem tropicale, dar rezistă la temperaturi mai mari și nu rezistă la a le ține pe durată lungă sau long-term storage. Și acestea sunt câteva sortimente de Pleurotus, cel roz și auriu. Acestea, după unii, ar fi niște sortimente tropicale. Încă n-am ajuns să cultiv, să gust, dar din relatările altora, Pleurotusul auriu și, sau galben și cel roz sau roșu este ceva mai crocant și nu, nu sunt strain-uri sau sortimente ațoase, cum este Pleurotusul clasic, ostreatus sau ce găsești în magazine, și dacă nu s-a cules din timp, sunt șanse ca ceea ce cumperi în magazin cu stemurile acelea mari, stemurile să le arunci, trunchiurile de sub pălărie să le arunci, pentru că sunt ațoase și ai de mestecat ca la cauciuc. Din relatările altora, internațional, ar avea teoretic ceva arome sau gusturi mai aparte, mai diferite și sunt mai crocante, mai fragile și teoretic sunt mai deosebite decât restul familiei Pleurotus. Probabil au scăpat spori în Colorado sau undeva în Statele Unite de a început să apară Pleurotusul galben sau auriu prin păduri și au evadat de la ferme, probabil. Se consideră în Statele Unite o specie invazivă, Pleurotusul auriu, pentru că nativ nu creștea în zonă și, după părerea unora, ar proveni din Asia. Acolo, cum știm, junglă și temperaturi înalte, dar probabil din cauza asta nu rezistă la frigider, miceliul, dar se poate menține pe agar sau în apă distilată, bucăți de agar, pe termen lung și la temperaturile care sunt acum sunt ideale pentru experimentat, pentru învățat. Sunt niște strain-uri foarte agresive. Am avut o experiență cu Pleurotusul clonat din magazin, acel Pleurotus brun. Nu știu, nu a fost printre preferințele mele Pleurotusul, dar ca experiment am clonat
dintr-o cutie, exact ca și shiitake și shimeji alb. Și acum am câteva plăci de agar cu și cu pleurotus, shiitake urmează să văd ce se întâmplă pe parcurs. Pleurotusul, în schimb, are un ciclu mai redus, de la agar la cereale și pe rumeguș. Recomandarea mea, găsești destul de ieftin și pentru că nu se cumpără paie sau brichete de paie la diferite magazine, și pleurotusul crește aproape pe orice, inclusiv pe carton. N-aș recomanda hârtie prelucrată și cu chimicale să cultiv pe așa ceva și ulterior să și consumi, dar pleurotusul este destul de agresiv să crească pe absolut orice îi dai să mănânce, în ghilimele. Practic, absolut tot ce conține o cantitate de lignină crește, fructifică. Deci, de la paie la resturi, tocături de coceni de porumb sau rumeguș de foioase, rășinoasele au ceva în conținut, acea rășină care nu este chiar ok pentru miceliu, dar e posibil să absorbă, chiar dacă e rumeguș mixt, să aibă ciupercile, fructele, practic niște arome mai altfel de la rumegușul de rășinoase. La fel cum ai lua din diferite zone ale țării caș sau brânză de burduf, iar în loc de burduf îi scoarță de pin sau de rășinoase, are un gust aparte, nu toată lumea are gusturi sau acceptă așa ceva, dar gusturile nu se discută. Deci, în concluzie, dacă ai prins micologia ca și un hobby în perioada asta caldă, poți procura miceliu de pleurotus roz auriu sau coama leului și poți începe experimentele, poți inocula cereale sterile, sterilizate în ceva oală sub presiune sau autoclav. Eu recomand autoclav, că poți controla mai bine parametrii de sterilizare și poți deja să pui în cel mai răcoros loc din casă, din apartament, cerealele. Se vor coloniza probabil în câteva zile sau o săptămână. Cu pleurotus, de exemplu, este chiar atât de agresiv. Iar pe rumeguș sau paie sau orice altceva, colonizarea va fi la fel, practic într-o lună jumate, două luni, chiar cu temperaturile actuale, dacă le asiguri umiditate și lumină, cel puțin vei avea cultură de pleurotus colorat, să-i spunem așa. Urmează și la mine un experiment pe tema asta și momentan am pe agar, urmează să în careva noapte pe răcoare să inoculez niște cereale și ulterior să pornesc câteva pungi, câteva blocuri. Eu prefer pungi sau cantitate care să-mi încapă în cutiile de plastic. Asta înseamnă aproximativ 2 kg de rumeguș gata preparat, hidratat. Încap în picioare în cutiile mele și
asta e partea frumoasă când îți faci culturile tale de la zero, știi ce folosești, ce pui și știi că este, hai să-i spunem, bio tot ce faci, fără aditiv și fără alte componente. Nu știu dacă am menționat până acum, dar acum câțiva ani buni am prins o grămadă de ciuperci agaricus lângă Cluj, în Dezmir, la aerodromul unde sunt parașutiștii și planuriștii și nici nu mi-a trecut prin cap să mă gândesc că pe aerodrom avioanele din care săreau parașutiștii e o sursă de chimicale. Și am adunat 2 saci de gunoi de circa 60 de litri și când am făcut o tocăniță, am avut o experiență oarecum neplăcută când râgâiam, parcă aș fi mâncat niște plăci de textolit arse cu electronice. Aveam impresia că simt mirosul ăla de... ca și când ți se arde un televizor, un monitor sau ceva care are o placă electronică. Deci, kerosenul a fost absorbit de ciuperci. La fel, nu recomand dacă mergi la cules ciuperci să culegi oricât de bine ar arăta pe lângă drumuri circulate sau locuri unde, de exemplu, sunt combinate sau diferite surse de poluare, pentru că ciupercile absorb și intră în compoziția lor acele chimicale. De asta prefer să, mai ales pe căldurile astea, chiar dacă ar fi sau sunt ciuperci în ceva zone, prefer să le cresc eu și știu ce mănânc. Spor la treabă și ne vedem în episodul următor.